Incidentul a avut loc în municipiul Câmpul Lung Mușel înainte de a începe spectacolele de ziua orașului. Fata de 8 ani, care locuiește într-un cartier din Câmpul Lung, plecase spre centru, acolo unde urma să aibă loc un spectacol. Numai că pe drum a fost acostată de un bărbat de 45 de ani, care inițial a ademenit-o cu bani. Apoi a agresat-o sexual. Fata a început să țipe și a fost auzită de o patrulă de jandarmi care era în zonă. Imediat, bărbatul a fost imobilizat. A observat o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 45 de ani, care atingea în mod nefiresc o persoană minoră în centrul municipiului. Apropiindu-se de locul respectiv, patrula de jandarmi a constatat că există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea faptei de agresiune sexuală, motiv pentru care a interceptat de îndată făptuitorul, a sesizat organele de urmărire penală ale Poliției Municipiului Câmpul Lung, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Agresorul a fost dus la poliție. La audiere a recunoscut că de mai multe zile a urmărit-o pe fată până când a prins-o singură. În urma administrării probatorului, bărbatul de 43 de ani din Câmpul Lung a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și ulterior prezentat de către parchetul de pe lângă judecătoria Câmpul Lung în fața instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Infracțiunea se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani.